Oameni de milioane People like us. Cu La Europa. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână La Europa FM îl recunoașteți foarte simplu Poate de la TV, poate de la radio Poate chiar o prindeți când face concurență Europa FM la colegii noștri de la Virgin Radio România Oana Tache este un nume bine cunoscut în media Dar în același timp are și o viață Dincolo de ceea ce se vede pe micile ecrane Sau ceea ce se aude la radio Este primul jurnalist Român, prima jurnalistă care a fost invitată să modereze o dezbatere crucială, spune, pentru zilele pe care le, le trăim și o să las pe ea să spună mai multe. Bun venit la Europa FM! Bine te-am găsit, Edi! Mă bucur tare mult că facem treaba asta pe care o facem împreună pentru că eu sunt fană a acestei rubrici, a acestei serii de interviuri și uh, îți mulțumesc că te-ai gândit la mine. Cu mare drag, eu mă gândesc acum că dacă iese prea bine, nu știu, s-ar putea să-ți faulteze emisiunea ta de la poate facem la radio. Ar putea fi o idee la de un moment ce dat. Nu? Dar nu despre asta e vorba, e despre cum putem să lucrăm mai bine Bine, împreună, ca să fim bine cu toții, și cumva de la asta a pornit și rolul tău, tocmai la Comisia Europeană, la Parlamentul European. Spunem tu cum ai ajuns și despre ce a fost vorba acolo cu Next Generation EU. Urmează într-adevăr să particip la uh, European Youth Event, care se întâmplă acum la începutul lunii octombrie. Este într-adevăr o onoare să fiu invitat acolo să moderez un panel, un panel, așa cum spuneai și tu, destul de important, Next Generation EU, uh, Economic Recovery Post-COVID-19. Adică cum ne recuperăm uh, economic după această nebunie care ni se întâmplă deja de 2 ani și ceva încoace. Uh, Experiența mea cu biroul Parlamentului European în România a început în 2019, înainte de alegerile europarlamentare. Mi-am dorit foarte tare să mă implic. Eu sunt genul de om extrem de proactiv, eu nu pot să stau, dacă stau mi se pare că pierd timp. Și mi s-a părut că este și un context, de la colectiv încoace, iarăși un alt eveniment care ne-a marcat pe noi ca generație și nu numai pe noi ca generație, pe noi toți ca națiune am simțit că e cazul să fac mai mult. Ok, se vorbește despre politică, se vorbește despre bugete, se vorbește despre Uniunea Europeană, despre Parlamentul European, despre Ursula von der Leyen, despre uh, domnul Sassoli, dar ce fac oamenii ăștia acolo? Ce se întâmplă? Care e uh, mecanismul prin care instituțiile europene, care nu sunt numai Comisia și Parlamentul European, vorbim și de Consiliul Europei, funcționează. Am fost foarte curioasă să înțeleg lucrurile astea. Și atunci, în 2019, m-am dus ca un om normal, ca un cetățean normal, la o sesiune de comunicare. Am căutat pe internet inițial să văd dacă pot intra în contact cu biroul Parlamentului European în România și asta e foarte important de înțeles pentru cei care ne urmăresc. Fiecare dintre noi poate să facă asta. Nu trebuie să lucreze nici la radio, nici în televiziune, nici în media, nici în alte părți, uh, nici în vreun minister. Fiecare dintre noi poate să apeleze oricând instituțiile europene. Ei sunt mai mult decât deschiși să ne primească cu brațele deschise și să ne asculte. Asta, de altfel, face și subiectul conferinței privind viitorul Europei. Bun, și tu le-ai scris? Uh, eu m-am interesat online despre ce este vorba am dat follow, like și toate cele acolo, după care m-am și înregistrat și asta pot să facă cei care ne urmăresc să se înregistreze, m-am înregistrat și am fost invitată via e-mail la o sesiune de comunicare. Nu se face vreun triaj, e invitată toată lumea. Am stat două ore frumos acolo, am ascultat despre ce este vorba, iar la finalul întâlnirii m-am dus, m-am prezentat și am spus cred că putem să facem lucruri frumoase împreună. A urmat o serie de podcasturi, să le spunem, sau de mini-materiale video despre ce înseamnă votul, ce înseamnă alegerile europarlamentare, ce înseamnă Europa și așa mai departe. Iar ulterior am fost pentru prima oară invitată la Bruxelles, în Parlamentul European, la European Youth Week. European Youth Event și European Youth Week merg în paralel. Se întâmplă fiecare o dată la doi ani. Când nu se întâmplă European Youth Week, se întâmplă European Youth Event și tot așa. A fost extraordinar pentru mine. O, au fost două zile de traininguri, de conferințe de presă, de întâlniri cu membrii ai Parlamentului European. Uh, ce să spun, a fost, am, am plecat de acolo impresionată. M-am întors acasă, am făcut și mai mult conținut, mi-am dorit să fac și mai multe, să mă implic și mai tare. Și uite, așa o ținem de 2 ani de zile încoace. Ce mă bucură, în schimb, foarte, foarte tare, este faptul că. Mi s-a și dat ocazia să stau de vorbă cu niște oameni la care cu siguranță nu aș fi ajuns niciodată și mi s-a dat ocazia din postura de influencer sau dacă vrei de uh, producător de conținut pe online. Uh, la nebunie mi-a plăcut live-ul pe care l-am realizat cu domnul Manfred Weber în luna mai a acestui an, dacă nu știai cântă la chitară omul. Foarte interesant privit așa din, din, afară, pare tot acest complex când vorbești Parlamentul European, Da, an, pare Uniune, o chestie, știi, da, convolută. evident, evident. Convolută, scorțoasă. Ce -o mai fi și la ăștia acolo? Suntem noi sătui de tot ce se întâmplă pe aici? Dar de acolo. Da, înțeleg cumva că ei percep că există această percepție asupra lor și vor cumva să umanizeze, să arate că lucrurile sunt ceva mai ușor de înțeles dacă încerci. Așa este și uh, asta se întâmplă și cu European Youth Event, care, care adună la oaltă tineri din întreaga Europa. Anul acesta va fi un eveniment în format hibrid, adică și online și offline. Nu, nu vom fi foarte mulți acolo fizic, bineînțeles, pentru că ne adaptăm timpurilor, dar, iar anul trecut a fost exclusiv în online. Dar, în aceeași în direcție, merge și conferința privind viitorul Europei. Conferință care este, așa cum spunea domnul Guy Verhofstadt, este cel mai mare experiment pe care îl face o instituție, pe care îl fac instituțiile europene și pe care l-au dezvoltat vreodată. A existat o platformă pe care iarăși cetățenii s-au putut înscrie, s-au înscris peste 100.000 de, de oameni din întreaga Europa, s-au înscris peste 200 de evenimente pentru că tu ca cetățean ai dreptul să faci și ai posibilitatea să dezvolți propriul tău eveniment prin care să discuți despre Europa sau despre nevoile cetățenilor europeni și s-a ajuns la, la, la un record de oameni care au dezbătut astfel de probleme. Din acești 100 de mii au fost selectați 800 dar iarăși, procesul de selecție a fost foarte, cum să spun, bine pus la punct și în același timp avem oameni din toate categoriile sociale, de toate sexele, de toate culorile. Nu ținem cont de ceea ce înseamnă, nu știu, curente naționaliste sau mai știu eu ce. Vorbim de oameni care au fost selectați din întreaga Uniune Europeană și care vorbesc de la firul ierbii. Fiecare la nivelul lui. Și este minunat că e așa. Deci vorbim de 800 de oameni care participă la aceste agore. Agore care s-au desfășurat pe parcursul unor weekenduri au fost împărțiți în grupuri de câte 200, au fost chemați la o masă rotundă, de fapt și de drept chiar în hemiciclu Parlamentului European de la Strasburg, și s-au dezbătut acolo temele europene. Tot conținutul și absolut tot ce s-a discutat și toate problemele expuse de fiecare dintre cei invitați acolo se găsesc și online. Iarăși asta este o chestie extraordinar de frumoasă pe care am descoperit-o la instituțiile europene, transparența. Oana, vorbești cu atâta pasiune și pare că ai lucrat acolo și... Măi, îmi place de nu mai pot, dar îmi place atât de tare ca să ne înțelegem. Tu știi că eu vin cu background-ul meu din media, adică am început în televiziune la 5 ani, radio o fac iarăși de foarte mult timp, presă scrisă și așa, dar gândește-te că sunt atât de pasionată de ceea ce se întâmplă și îmi doresc atât de mult să înțeleg și mai bine și să pot să comunic și mai bine pe direcția asta, încât m-am înscris la master iarăși. Am, Ce fel de master? Fac la SNSPA un master în limba engleză care se numește Communication and European Affairs. Deci m-am dus pe afaceri europene pentru că, așa cum ziceam, până acum am pipăit domeniul în ultimii ani de zile. Dar îmi doresc să merg și mai în, în profunzime și nu știu care va fi exact direcția. M-a întrebat multă lume, dar încotro Nu bat momentan nicăieri. Nu știu, nu am un plan dar mi se pare extrem de important să ne informăm în primul rând și știi cum suntem noi, din trei surse, dar cel mai bine și de la sursa mamă. Adică odată ce ai informația de acolo, știi despre ce vorbești. Oana ta, a intrat cumva malaxorul ăsta media la o vârstă foarte fragedă. Așa e, da. N nu simți cumva că televiziunea, lucrând în mediul ăsta în care ești expus cine crede că are vreo pauză se înșală și probabil nu a lucrat vreodată Mai într adevăr nu avem în domeniu. Pauză. Asta zic. De la 5 ani, nu simți cumva că ți-a răpit din viață, din tinerețe, din perioada frumoasă a vieții? Mie mi se pare că noi aici, în România cel puțin, adică nu suntem la nivel de Statele Unite și povestea cu Britney Spears, că tocmai a apărut documentarul Britney versus Spears și de asta fac uh, referire la el, dar și multe alte povești ale oamenilor care apar în diverse da, medii. Nu se aplică în România. Nu ceea se aplică în România asta acolo. odată și în al doilea rând eu nu m-am văzut niciodată ca pe o celebritate. Asta de departe. Uh, mi s-a spus la un moment dat, uh, în momentul în care aveam 20 de ani și într-adevăr eram pe valul la mare, cum spunem noi, și la radio și la MTV și așa, uh, vezi că ai de veni vedetă. Acum mai rămâne să devii și celebră. Deci e clar că e o diferență de notorietate între cele două uh, titulaturi, ca să zic așa, dar nu mă văd nici așa. Sunt un om care lucrează în media. Mie asta îmi place să fac. Nu ai simțit niciodată că ești o vedetă pentru că aveai o expunere și ai avut în permanență o expunere foarte, foarte mare și ai fost la liderul în uh în domeniul televiziunii. Da, mulțumesc că spui asta, dar chiar n-am văzut-o și cred că, apropo de ceea ce spui că am început foarte de de vreme. Uh și că am avut tot timpul oameni care să ne echilibreze. Marian Râlea, să știi, la Abracadabra, când eram mici, ne-a luat la un moment dat, noi aveam un program uh, mult mai uh, plin decât îl avem în momentul de față. Uh, uh, aveam așa, ne trezeam dimineața la șapte, începeam filmările la mare. Uh, la prânz se lua o pauză de două ore, după care continuam filmările, aveam câte două, trei spectacole pe seară pe litoral și dacă aveam filmări de noapte, se filma și noaptea până pe la 2-3. Deci imaginează-ți, dar noi nu simțeam că eram copii. Deci pentru noi era o joacă continuă. De asta zic, nu mi se pare că a fost un efort extraordinar. Iar râlea, pentru că da, într adevăr, noi urcam pe scenă și ceilalți erau în sală deși se crea magia aia de uh, tot unitar, știi, ne-a luat la un moment dat de mână, ne-a dus la un uh, centru de copii defavorizați și ne-a spus foarte clar să, știi, să știți că între voi și ei nu există niciun fel de diferență. Și nu o să uit chestia asta niciodată. Și tot de la Marian, uh, de la marele magician, am învățat vorba asta magică pe care o am și eu, am preluat-o de la el. Nu există, nu pot, există eventual, nu vreau, dar eu și pot și vreau. Și de asta de aici vine și, știi, pasiunea asta de a face mereu mai mult, mai mult. Cred că asta, de fapt, și de drept ne determină pe noi, ăștia care lucrăm în industria asta. Să fim, adică să, să ținem ștacheta sus și să lucrăm la standardele la cu care suntem noi obișnuiți. Într-adevăr, în media, nu numai că ești expus, dar poți să intri și într-o rutină știi, făcând aceeași chestie în fiecare zi și emisie la radio și aceleași emisiuni la TV și unii dintre noi căutăm tot timpul să găsim senzaționalul ăla și să ieșim un pic din toată treaba asta. Nu m-am simțit ca să revin altfel decât un om normal care are cum să zic, în primul rând norocul și bucuria de a face ce îi place mai mult. Am făcut și o pauză și să știi că nu mi-a fost bine pauza aia. Asta că vorbim imediat de pauza, ai zis de senzațional și cred că nu neapărat e o căutare de senzațional, cât de o anumită adrenalină și o anumită stare pe care da, ți-o da. dă... Păi suntem, suntem dependenți de adrenalină, de adrenalină noi ăștia care facem treaba asta. Păi dacă nu există becul roșu acolo, oricât de obosiți am fi după aia, știi că după aia coboară nivelul adrenalinei și poate nu mai vorbim vreo două, trei ore după ce s-a terminat emisia. Eu așa pățeam la live-uri, la TV. Dar, da, este nevoia asta de adrenalină. Da, am și practicat foarte mult sport extrem. Ca în momentul în care nu sunt la TV sau la radio, știi, să compensez cumva. Nu, nu ți-e cumva greu să fii și în față, să fii în același timp și omul care știe bucătăria interioară? Pentru că, nu știu dacă foarte mulți prieteni care ne urmăresc acum, știu că tu la MTV ai avut un rol foarte, foarte important important și nu doar pentru România. Știi ce? Mă bucură că mă întreb de treaba asta, pentru că lumea nu mă întreabă în mod normal. Lumea are impresia și e o chestie pe care eu nu mi-am dorit-o niciodată să fiu doar fata drăguță, simpatică din față. Mi se pare că domeniul ăsta are atât de multe lucruri de, de dăruit. Cred că vine tot din faptul că am început de mică și atunci am fost cumva conectată și la tot ceea ce înseamnă spate, spatele camerei, spatele microfonului, dar nu cred că reziști în industria asta, fie că e România, fie că vorbim de alte țări din lumea întreagă, dacă nu ești cu adevărat pasionat și dacă nu te interesează ce se întâmplă și în spate. E foarte important, pentru continuitatea ta ca profesionist, contează foarte mult să înțelegi și bucătăria internă și mai contează să înțelegi că nu poți să faci singur. Asta este iarăși o chestie pe care am învățat-o în timp fără echipă. Nu se poate întâmpla absolut nimic. Da, am, a fost așa. Eu n-am terminat jurnalismul, am, am fost la jurnalism, dar nu am terminat jurnalismul, am terminat administrație și afaceri, pentru că iarăși am, am hotărât că nu e bine să-ți lași toate ouăle în același coș și am, am făcut un an la jurnalism, recunosc, dar mă plictiseam. Pentru că, iarăși, background-ul acela. răbdare că prima an e mai simplă, după care urmează și Harcora. Dar stai că mă întorc acum, nu vezi? Communication and European Affairs, tot aia, e. Facultatea de Comunicare și Relații Publice la SNSP, deci mă întorc. că îmi Vine mintea la cap. Mai greu, poate, câteodată. Bun, da. și te gândești cumva să te duci în direcția asta a brandului. Da, da, da. Am fost chiar singura din facultate la momentul ăla care și-a dat licența în marketing. O chestie nouă, care pe, pe undeva prin 2007-2008 abia începea nebunia cu branduri, cu uh, promouri, cu toată zona asta, uh, mi-a făcut foarte bine. Uh, am, uh, Așa cum ziceam, nu mi-a plăcut să fiu doar în față și m-am am apucat de treabă serios. Am fost întâi copywriter. După aia mi-am am, 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 mi -am dorit să învăț și zona de producție. Ok, am emisiuni la MTV, dar parcă mi-ar plăcea să-mi scriu singură textele. De ce să stea cineva să-mi scrie textele? Poate le dau eu mai multă culoare personală sau ceva de genul. M-am apucat și de partea asta de producție, chestie care iarăși m-a ajutat foarte mult și ajungem și în prezent. Um, și marketing, da, marketing. În momentul în care s-a eliberat o puție de brand manager la MTV, am zis să. Uh, sunt și băgăcioasă, recunosc că îmi place, adică dacă găsesc acolo un challenge. I'm into it. Măcar să măsori eu puterile cu mine însă, știi? Nu, nu a existat cumva sentimentul ăla? Măi, sunt din România, s-ar putea să nu... Păi nu, că poziția a fost aici la noi și a fost extraordinar pentru că iarăși mi-a deschis alte uși. Adică trebuie să recunosc că inclusiv ceea ce fac acum cu relația pe care am dezvoltat-o cu instituțiile europene și contactele pe care le am în Europa, de acolo vin ca background. Am început să văd la o altă, la o altă scară. Și mi-am dat seama că nu e bine să stăm în bula noastră. E bine să ieșim din bula noastră și să căutăm. E o chestie cu care, iată, noi românii, ca educație, ne cam luptăm. Suntem învățați să stăm și să vină cineva să ne dea sau să ne vadă, sau să ne propună. Sau, sau să ne să... confirmăm noi propriile convingeri. E... Și e cam atât. Exact, știi, și ajungem în faza aia în care pur și simplu stăm și ne plângem de milă și așteptăm ceva, dar suntem extrem de nemulțumiți pe termen lung. Nu, eu, odată cu, 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 cu partea asta, cu contactul cu exteriorul, cu birourile de la Londra, de la Budapesta, din Tel Aviv și așa mai departe, de la Berlin, de la Varsovia, staiți, am intrat în contact cu o grămadă de oameni care erau. În alte povești. Și Oana, one de asta attack. zic, să-i dăm înainte. Nu, nu putem să stăm pe loc. Noi trebuie să facem mai mult. Oana Tache, episodul MTV ți-a deschis cumva o oportunitate la care oricine lucrează în această industrie și, în special, într-un post de radio, doar visează. Pentru că te-ai întâlnit cu niște nume foarte, foarte mari din industrie. Erau mari și atunci, sunt colosale și astăzi. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai primit-o de la un artist? Uh... Am stat de vorbă, într-adevăr, la, la MTV EMA când mergeam la uh, show-uri în afară și am fost de vreo opt ori, adică iarăși zic că am avut privilegiul să merg să-i văd pe toți ăștia mari, de la Ariana până la Snoop Dogg, Eminem și așa mai departe live. Bine, am și rămas în uh, filmul ăsta că îmi cumpăr bilete la festivaluri și evenimente și mă duc să-i văd tot live, muzica live e cu totul și cu totul altceva și știi și tu asta. Uh, uh, la IME-uri e în felul următor. Ai acces la covorul roșu și ai dreptul să pui una, două, maxim trei întrebări în funcție de cât de mult te place artistul sau cât de pe fază ești, cât de bune sunt întrebările. Așa că am, am, ajuns la un număr considerabil de interviuri, însă ca relație construită în timp cu un artist internațional n-am cum să, să nominalizez pe altcineva decât pe Armin Van Buren, cu care m-am întâlnit de trei ori până acum, în 2008 prima oară, ultima dată la Antold în 2019, și de ce zic o relație de încredere și de prietenie cu adevărat. A, am dezvoltat genul ăla de, cum să-ți spun, de prietenie în care Armin se așează pur și simplu pe scaun și are încredere că totul va merge strună. Nu vrea să vadă înainte, nici întrebări, nici nimic. Eu sunt și genul care nu prea calcă pe bombeu oamenii, adică nu sunt mi s-a mai spus și asta, nu ești suficient de ești prea politically corect. dar da, mi se pare că e important să lași omul să se simtă în largul lui nu neapărat să-l duci pe o pantă sau pe o tentă din asta pe care să nu știu, să ieși în decor pentru că nu, depinde, nu mai obții ce mai depinde de genul de jurnalist. asta și zic, de locul asta unde zic. Lucrezi. partea asta de cancan mie nu mi-a plăcut niciodată și ca să mă întorc la Armin uh, ne-am prietenit atât de tare încât în 2018 l-am întrebat când se mută în România, pentru că e aproape jumate român. Tot român nu știe cine e Armin Van Buren pe românește. Să-și ia și el o casă la noi aici undeva, să stea cu noi aici eu vreo două, trei săptămâni pe an, de ce nu? Și după interviu a venit la mine și mi-a spus, mi-ai dat o idee foarte tare, cum reușesc să spun în limba română, Uh, România, îmi dai voie să mă joc cu sentimentele tale? Și zic, vezi că asta cu jucatul cu sentimentele la noi nu prea funcționează. Zic, hai să o dăm așa un pic din copii <gântu -i> și să zicem, România, mă lași să ajung din nou la inima ta? Zic, că sună mai poetic. Cinci minute mai târziu era pe scenă și uh, vorbea românește. Deci ăsta mi se pare de departe cel mai, uh, cel mai tare moment pe care l-am uh, trăit cu un artist. Bine, eu sunt și generația IDM. Am început la un radio de IDM, mă bucur din suflet că la noi, la Virgin Radio, avem și EDM, avem și trap, avem și hip-hop, avem uh, și muzică, cea mai nouă muzică și cea mai tare muzică, uh, dar uh, îți dai seama că am venit pe un fond din ăsta, am crescut cu Faithless, am crescut cu uh, Rojin Murphy, cu Moloco, am crescut cu Van Buren, Geta, la începuturile lor, adică e ca și cum ne-am ști de când eram mici, știi? Și ăsta mi se pare de departe cel mai, uh, cel mai mișto moment pe care l-am, și îmi permit să zic mișto, da, moment pe care l-am trăit cu un artist și abia aștept să-l văd iarăși pe Armin că sigur se românizează și el, mai mult ca si Sigur. Bun. A existat o pauză. A existat și o pauză, da. Ce trebuie să îți mai spun eu ție este că în paralel cu tot ceea ce a însemnat activitatea mea din TV, radio, media, din 2015 încoace mi-am dezvoltat propria companie de producție de conținut digital. Am intuit și mă întorc la background-ul de la MTV, am intuit faptul că va merge foarte bine videoul pe online, eu aveam deja know how producțiilor de scurtă durată de la MTV, pentru că știi cum erau și MTV News. Bam, 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 nu ne lungeam foarte tare și am zis ok, hai să facem chestia asta. Și a apărut pe piața media-like, de care sunt foarte mândră, care a crescut foarte frumos în ultimii ani de zile. Am lucrat cu branduri foarte mari și am fost iarăși la evenimente mari în afara țării, o să zic și de Web Summit, ca să înțeleagă lumea că suntem și profi pe felia noastră. Uh, și uh, venind vorba de pauza asta de care m-ai întrebat, cumva, nu știu cum să-ți spun, poate că o fac uh, premeditat, dar nu este chiar așa pentru că nu sunt conștientă de lucrurile astea. Adică ulterior îmi dau seama că cumva mi se aștern în față niște lucruri și la radio, să știi că m-am întors pentru că am stat vreo două, de vreo două, trei ori și m-am gândit zic, parcă m-aș întoarce la radio mi-e dor de radio și uite că s-a întâmplat, știi deci e o chestie din asta, nu neapărat că nu vreau să o dăm în chestii spirituale sau univers sau așa, dar în general cam ce proiectez aia se întâmplă și cumva n-a fost numai partea de producție de conținut, a fost și partea asta din plan personal, personal adică și zona de producție e tot muncă până la urmă, eu mă refer și la partea personală, adică Iubit care s-a transformat în soț, ulterior căsătorie, ulterior copil și tot așa. Cumva cred că această pauză mi-am premeditat-o. Am ajuns într-un punct în care le cam făcusem pe toate. De la emisiunii live la TV, dezvoltați și un concept foarte tare pentru pro TV Digital Host, iarăși inspirat de la MTV. Nu să mă laud că am inventat eu roata pentru că n-am inventat-o, dar mergând iarăși la IMEI-uri am văzut că există un nene sau o tanti care prezintă Zintă numai pe online. Dar noi nu avem așa ceva în România, dar de ce să nu facem? Și am găsit și momentul bun, fix, când Facebook-ul lansat tulul de uh, live-uri. Și am dezvoltat un nou proiect care a fost și vandabil și care a mers foarte bine din punct de vedere cifre. Așa că mi-atinsesem cumva, Știi, am, în pro, aveam și o glumă cu colegii mei, băi, tache, tu n-ai lucrat la sport, n-ai lucrat la financiar și uh, n-ai lucrat la curățenie. În rest, ai fost cam prin toate departamentele și ai făcut câte ceva pe acolo. Da, așa este. Uh, am ajuns la un, la un punct în care am zis: Pot să-mi iau o pauză, și îmi doresc să fac și altfel de lucruri pentru mine. Nu m-am văzut niciodată în industria asta a mergânții. Eu nu sunt genul de om care să meargă singur. Sunt absolut conștient, așa cum ziceam, că funcționăm în, ca un tot unitar, toți. Și atunci. A venit și componenta asta în viața personală care, iată, mă completează, mi-a mai dat și mai multă energie. Bun, acum o să mă mut în rolul Mirelei Retegan de la Europa Așa. FM. În momentul în care ai devenit mama, Oana, Tache, s-au schimbat cumva prioritățile, lucrurile în viața ta? Prioritățile se schimbă, că da, am telefonul lângă mine. Dacă primesc vreun mesaj acum că avem o situație, nu nu nu-l <laughs> nu vezi tine. ei. Da, mai bine. Uh, dacă primesc un telefon că avem o situație, evident că mă ridic și plec, adică devine prioritatea ta numărul unu. Dar ca stil de viață, ca pasiuni, ca timp pe care mi-l aloc inclusiv mie și uh, lucrurilor care îmi fac mie bine, nu s-a schimbat absolut nimic. Dar asta cred că vine pur și simplu din faptul că am fost extrem de relaxată. Tot timpul. Mi-am dorit atât de mult uh, copilul odată și, în al doilea rând, uh, a fost foarte liniștită pe toată perioada sarcinii, și chiar și acum, după ce s-a născut uh, Petru Lucas. Eu zic că suntem o echipă. Eu nu-l privesc ca pe bebelușul meu, deși încă nu comunică, și așa. Uh, Eu-l văd ca pe cel mai bun prieten al meu sau noul nostru prieten, uh, uh, noul membru al găștii, știi, ca să zic așa. Și funcționează lucrurile, adică nu, nu mă simt absolut deloc stresată de noua postură de mamă. Din potrivă. E o mare bucurie să pot să împărtășesc cu el pasiunea pentru muzică, îi place muzica. Asta vreau să zic, deja bate, bate în mese, bate în scaune, ascultă muzică, de mânuță, știe, știe. Deci sunt absolut nebunită să, să descoperim lumea, ca asta se întâmplă de fapt când devii părinte, redescoperi lumea. Și este fascinant. Apropo de comunicat, mi-am gândit când l-ai adus la radio că este tot doar un zâmbet, adică mi se pare comunică non-stop. Râde, râde, râde mult și îmi place asta la el, da, și noi am râs mult cu el și cred că ne vede și pe noi așa, dar râde, e foarte vesel și nu ne-a creat niciun fel de problemă, doamne, îți mulțumesc că n-am avut niciun fel de problemă, a dormit din, de la, din primele trei luni, a dormit 8 ore pe noapte, ce să mai vrei, adică... Ți-ar plăcea cumva să îți calce pe urme? Uh, cred că ar trebui să fie alegerea lui. Pentru că așa a fost și în cazul meu. Deși mama mea s-a îndrăgostit de televiziune, părinții mei nu lucrează niciunul dintre ei în domeniu, sunt ingineri. Mama s-a îndrăgostit de televiziune în momentul în care a apărut televizorul color și în momentul în care a văzut pentru prima oară la TV școala vedetelor. Și a zis, ok, copiii mei trebuie să facă treaba asta. A avut și ea o intuiție, vezi, o eu... ceva acolo. Și ea înțeleg că te-am ne în dus la asta? castinguri. Am participat la două castinguri, prima oară eram foarte mici, eu aveam trei ani, fratele meu mai mic, un an jumate, nu am înțeles absolut nimic, dar femeia nu s-a lăsat. Doi ani mai târziu, hai din nou la casting. Eu aveam cinci ani, fratele meu avea trei ani jumate, am intrat în gașca Abracadabra, dar iarăși e foarte important de menționat faptul că nu ne-a ținut nimeni cu forța acolo. Adică, în momentul în care fratele meu nu este pasionat de TV, el a zis, ok, oanei îi place să stea una frumos acolo, în lumina reflectoarelor, la microfon, mie nu-mi place partea asta, îl găseam tot timpul prin regie și ulterior omul s-a făcut ITist. Deci, eu cred că, ok, părintele are datoria să-ți arate niște lucruri, dar până la urmă tu trebuie să alegi. Așa că nu pot să zic că, că mi-ar plăcea să devină, nu știu, prezentator sau star internațional sau actor sau I don't know. Nu, nu pot să proiectez atât de departe, cred că trebuie să-i las lui decizia asta, dar mi-ar plăcea într-adevăr să, să înveți un instrument. Eu am uh, această uh, acest regret. Deși sunt atât de pasionată de muzică, nu știu să cânt la niciun instrument muzical. Și cred că asta mi-ar plăcea într-adevăr să facă Petru Lucas. Un pian, o chitară l-aș suporta și acasă cu o electrică, numai, numai să... Mai e răbdare un pic să crească. Are tobe deja, lasă-ne în pace că tu știi cum mine. deci trebuie să-i... I-am pitit tobelele. alea. Le-a primit la un an și deja e mare nebunie cu ele. Deci sigur se apucă de ceva, dar iar își zic că o să-l las pe el să aleagă, nu pot să, să, fac eu alegerea asta pentru el. Sunt multe lucruri la care a trebuit să renunți ca să ajungi aici? Eu nu văd așa. Nu văd că am renunțat la ceva. Da, poate că ești privat de, nu știu, e multă lume care la ora asta, iată, și eu și tu, facem, producem niște conținut împreună. E multă lume care la ora asta, pentru că e încă frumos afară, e la o terasă și bea un suc. Cred că iarăși ține de alegerile pe care le facem în viață și ține de cum suntem construiți. Eu nu pot să stau. Nu pot să zic că am renunțat la ceva din potrivă. Cred că mi-a adus mai multe. Cred că mă simt cumva mai împlinită făcând lucruri decât stând și așteptând, așa cum ziceam, să vină de undeva. Da, în timp îți dai seama și se și triază, asta și cu motherhood-ul, dar și cu partea de TV și așa, se și triază oamenii de lângă tine e bine că e așa, adică ai, ai niște prieteni adevărați pe care ai ajuns să-i numeri pe degete. Și iarăși, apropo de, de, de chestiunea asta cu cercurile, știi că lumea vine și spune vă învârtiți în niște cercuri, nu știu cum. Nu ne învârtim în niciun cerc, suntem niște oameni care avem niște joburi pe care le, le realizăm în fața publicului sau pentru public, asta e cel mai important, și care poate ne consumă mai mult decât crede lumea. Știi că e simplu? Amă, că voi vorbiți la radio. Sau uh, ce mare lucru să prezinți o emisiune la televizor? Pe bune? Sunt ore întregi de repetiții. Nu cred. <laughs> sunt ore întregi de repetiții, zile întregi. Noi plecăm la filmări dimineața la 9 și ne întoarcem după 1 noaptea când se termină live-ul. Lumea nu știe lucrurile astea, știi? Dar nu pot să cred, adică nu pot să vin să spun că am renunțat la ceva ca să fac asta. Evident că a fost un efort continuu și așa cum ziceam, trebuie să găsești tot timpul variante, maniere prin care să rămâi constant și actual. Asta este iarăși o chestie de reinventare personală. Trebuie să treci prin niște procese ca să ajungi acolo. Dar nu, nu, nu pot să mă plâng. Îmi place mult prea mult ceea ce fac o Tache, pentru cineva care vrea să-ți calce pe urme, să facă televiziune, să facă radio, să ajungă, iată, la Parlamentul European și să-i spună ursulei pe, pe nume da. și să o bată pe umăr. Da, și asta a fost într-adevăr un moment extraordinar cu doamna von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Un moment fabulos. Plus Ce... că mi-a dat și un răspuns foarte mișto. Eu am întrebat-o cum va fi Uniunea Europeană după conferința privind viitorul Europei și mi-a spus Uniunea Europeană e ca obișnuit bicicletă. Dacă continuăm să pedalăm împreună, vom merge bine. Dacă nu știi cum e cu bicicleta când ai pus-o într-un loc, are tendința și să și cadă jos. Deci a fost o... a fost foarte inspirațională, de altfel, întâlnirea cu ea. Da, frumos și corect. Ce sfat i-ai da unui tânăr care vrea să o apuce într-una dintre aceste direcții? Eu nu cred că, nu exi că, că există oameni care nu au talent. Eu cred că fiecare dintre noi are talent, că vorbim de lucruri de skill -uri. Nu știu, ești talentat la dans, te miști bine, ești ai o mimică bună și poți să devii actor, ai o voce bună și poți să faci emisiuni la radio. Eu cred că toți avem câte ceva. Ideea este să privești cu adevărat în adâncul sufletului tău și să te gândești dacă îți dorești să faci asta. Asta e prima întrebare. Vreau să fac asta? Da. Ulterior pregătește-te pentru că o să muncești mult. Foarte mult extrem de mult și o să trebuiască să fie așa ca Spongebob, să aduni informații din cât mai multe locuri și să, cum să zic, să te, să îmbogățești know-how, zona de know-how și să te îmbogățești până la urmă pe tine însuți cu toate informațiile astea în așa fel încât să te transformi, nu știu dacă neapărat în cea mai bună versiunea ta, dar în versiunea cu care să mergi mai departe. Frumos spus. M-aș gândi că ar trebui să pun punct aici, dar nu rezist fără să-ți mai pun o întrebare. Ai făcut foarte, foarte multe lucruri și mă gândesc că nu întotdeauna au fost cu acel zâmbel larg pe care îl afișezi și la fel de bune și ca unse toate și au fost și niște lecții mai dure pe care le-ai primit. Care a fost cea mai grea lecție, cea mai dificilă, cea mai dureroasă pe care ai primit-o din punct de vedere profesional? sunt vreo 30 de ani, da, aia, dacă te apuci la 5 ani și te apropii către 35, de aia și faci multe, că eu mă pregătesc să la pensie, asta are, nu o să se întâmple asta pentru că visul ăla cu insula pustie și cu nu știu ce nu se aplică, trăim în România, <laughs> despre ce vorbim, dar... Cred că cea mai importantă lecție și pe care chiar aș vrea să, să, să o dau mai departe este că întotdeauna fără echipă nu funcționezi. Asta este una la mână. Și în momentul în care cineva ți-a întins o mână și ți-a făcut un bine, nu îi întoarce nici spatele și nu îi întoarce nici binele. La, binele la modul în rău. Am avut într-adevăr la un moment dat experiența de a propune pe cineva pentru o anumită poziție chiar în ultimii ani de zile. E o chestie fresh. E... E acolo și i-a rămas o rană deschisă cumva, ea se cicatrizează în timp, dar ți rămâne undeva în cap. Am propus pe cineva pentru o poziție și ulterior după ce a ajuns pe poziția respectivă, nu numai că a uitat ce și cum, dar s-a mai și trezit să zică, bă da, ce mă, cu tache asta, că nu știe nici aia, nici aia, nici aia Adică cred că aici trebuie să fim un pic atenți, nu neapărat să fii recunoscător. Trebuie să fii recunoscător oamenilor cu care lucrezi pentru colaborarea pe care o ai, nu pentru alte lucruri, nu la modul ăla de recunoștință, că vă înțelegeți bine. Dar cred că contează foarte mult să nu uiți de unde ai plecat. Și uite că, nu știu, poate că e evident sau poate că nu. Eu nu uit de unde am plecat pentru că am început acest interviu menționându-l pe Maria Râle. Și eu o să mă întorc întotdeauna uh, acolo în copilărie, atunci când informațiile erau fresh, când am nevoie de, de, de o reîmprospătare. Știi că toți ai dreptate, toți avem și ups și downs. Mă întorc tot timpul acolo, îl mai reaud odată pe acel nu există, nu pot, există, poate, nu vreau, dar noi și vrem și putem și uh, mă pornesc înapoi la treabă. Pentru că altfel nu se poate. Viața, știi cum e, e un drum, nu o plimbare. Oanata, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Eu îți mulțumesc. Oameni de milioane! People like us. Cu toată erbaul la Europa FM.